Bună seara, domnule Croitoru. Un meci pe care l-ați dominat la toate capitolele statistic, mai puțin, din păcate, pe tabelă. Bună seara, n-am dominat acolo unde trebuie, pe tabela de marcare, da? Asta este. Din păcate, după 2-2 sau după 3-2 a fost un meci haotic, chiar dacă am dominat, fără o idee clară. Din păcate, așa e când intervine presiunea, când intervine, eu știu, stresul că, sau ideea că ai luat gol o echipă care în 10 și automat că devine crisparea, te grăbești, faci anumite greșeli, dar asta este. Este un an greu pentru noi, dar șanse mai avem. Ne dorim tot sufletul ca la finalul acestui mini play-out să terminăm cât mai sus. Spune Alin Șeroni că, din păcate, crede că ați pierdut primul. S-a în șansa la primul loc, având în vedere că... Șansa la primul loc este pierdută, clar, este pierdută șansa la primul loc. Mai avem șanse matematice la locul 2. Nu mai suntem la mâna noastră, din păcate, dar sperăm. Cât de dezastros ar fi pentru FC Botoșani să piardă și acest ultim obiectiv? Nu ar fi niciun dezastru. Dezastre sunt altele, sunt aici, la vecinii noștri dezastre. Nu se întâmplă dezastru că... nu prinde Botoșanu sau n-a prins Botoșanu play-off sau locul de baraj. Nu. Este un an în care un an de tranziție în care și noi am pierdut anumiți jucători importanți pentru noi. Am pierdut play-off-ul când nimeni nu mai credea acest lucru. Acest lucru ne-a dezechilibrat puțin și probabil și din cauza asta suntem în situația asta. Dar nu este niciun dezastru din punctul meu de vedere. Dacă din punctul altcuiva este un dezastru, nu e niciun fel de problemă. Dar eu cred că, din câte știu, nu e niciun fel de problemă. Singura problemă noastră ar fi că ne-am fi dorit să terminăm acolo, dar un dezastru nici de cum. Spuneați înainte de acest meci că niciun meci nu este ușor, iată, ați avut dreptate. Acum vă întreb altfel despre meciul care urmează cu Academica. Ce s-ar putea întâmpla acolo? Ce s-ar putea întâmpla? Să iei bătaie, ce se poate întâmpla la fotbal. Ai cele trei variante în care orice se poate întâmpla, dar sper că nu o să fie cazul, nu concep așa ceva. Nu putem compara, n-aș vrea să jignesc sau să se simtă cineva jignit când spun lucrul acesta, nu putem compara jucătorul lui Dinamo cu ceea ce se întâmplă în lotul actual al lui Clinceni. De departe, Dinamo este o echipă care nu își merită locul, nu datorită faptului că n-au jucători buni, tot ceea ce s-a întâmplat extra. Nu că ei n-ar avea un lot bun. Uitați-vă ce jucători au. Atunci când sunt pregătiți și sunt uniți și arată ca o echipă, că individual sunt foarte buni și au jucat la un nivel foarte mare, pot bate echipe mult mai bune.